UPL vă recomandă Siluet, adjuvantul numărul 1 din România. Am revenit în direct aici la Agricultura, la raport, vis-a-vis de prognoza meteo pe care ne-a relatat-o domnul Daniel Alexandru. E clar că urmează o perioadă tare dificilă, complicată. Pentru prășitoare, dar exact, în special pentru porumb, care acum bagă în bob, e două, trei săptămâni, azi când două săptămâni nu plouă deloc. Și că rezerva e doar pentru trei săptămâni. Să știe că porumbul și floarea se recoltează, floarea deja, că toată lumea cultivă hibrizi semitimpurii, la sfârșit de august, înainte se recolta în septembrie. Da, și porumbul care se recolta în octombrie, toată lumea cultivă tot așa cu faua mic și faua mic, da, că ca să poată să recolteze mai devreme, că cu seceta asta de aia e... și semănăm mai devreme. Da. Ca să putem recolta și mai devreme. Da, ce vă spuneam mai devreme. Avem exemple, chiar că am și fotografii astăzi, am fost în câmp și porumb semănat un pic mai târziu, este mai verde și bagă mai bine în bob cu porumbul care consumă mai mult și care e mai dezvoltat planta, cum spunea și mine, asta e foarte mare. A început să se usuce frunzele de jos și totuși n-a băgat în bob. Este șturetele foarte subțire. Și oricum e mic șturetele. Porumbul nu știu ce se întâmplă, dar ce ne-a veștile pe care ni le-a dat, să sperăm că se mai schimbă. Auzi și pe Alex Degianschi care spunea că... Da, în Timișe, chestiunea asta, în Timișe de câteva, de o lună, două. Destul de însemnate. Deci e problema, o mare problemă cum a fost la noi în sud. Asta și la ei, ne-a lovit și pe ei și li se diminuează. Deci producția, când o vezi, e frumos, zici, doamne, fac 9, 10 tone, 8 tone și ea se înjumătățește, faci 4. Nu știi dacă nu, cumva e mai puțin de jumătate, că aici este marea dramă. Că totdeauna în vest a fost mai caldă decât la noi. Deci zilele astea, și ați văzut ce spunea Alex, că au avut 43 la o stație a lor, 43 de grade. Și a spus și domnul Daniel, 43 de grade, da, în vest. Deci vă dați seama că sunt temperaturi foarte mari. Să sperăm că poate lucrurile se mai îndreaptă, poate că... Deci să sperăm. Noi la agricultură trăim cu speranță. În permanență trăim cu speranța că va fi mai bine și că va ploua. Altfel o să venim aici, plângem iar. Nu ne ascultă nimeni. Care e concluzia? Că fermierii ar trebui să nu renunțe la floarea soarelui. Eu am mai scris și anul trecut, am spus și acum, chiar dacă nu avem neonicotinoide, floarea este mai rezistentă la secetă. Exact. Și mai faci. Fermierii au mai renunțat la ea. Avem 1.000.000 de hectare, 1.063.000 de hectare în România. Este foarte puțin. Deci floarea este mai rezistentă. Cu câteva tratamente, 1-2 tratamente foliare aplicate după răsărire, poți să controlezi și dăunătorii, dar vedeți că în condițiile astea de secetă pedologică avem probleme cu porumbul care poate să nu dea producții bune. Și fermierii au mizat pe porumb, că e cea mai bună cultură. Corect? Da, atunci când faci producții, într-adevăr, da, îți permite și culturile rentabile. Monocultură. Da, merge. Da? Da. Ministerul a dat derogare pe tratamentul semințe, deci poți să faci și cu neonicotinoide, poți să ai insectofungicid, nu e problemă. O alegere corectă din punctul ăsta de vedere, dacă stăm să privim strict așa lucrurile. Logică, da. Logică, da. Da. Adică îndreptățită alegerea fermierului să meargă pe porumb în condițiile în care n-ai derogare la neonicotinoide la floarea soarelui. Așa este. Așa. Dar eu v-am spus, rămân la părerea că nu trebuie să renunțe la floarea soarelui, o să aibă un preț bun. Floarea soarelui este mai rezistentă la secetă. Noi suntem o țară care întotdeauna am cultivat 2 milioane de hectare de floarea soarelui. Avem 1 milion acum în timp. Am renunțat la ea că are producții mai mici. Dar dacă dai kick cu porumbul și faci sub 5 tone, nu știu dacă mai ieși la vopsea. Mai e ce trebuie, da? Pe românește. Și atunci poate că floarea o să fie o soluție. Da, noi n-am renunțat la floarea soarelui, deși mi-a fost inima cât un purice cât am semănat, însă m-am gândit așa, eu zic, mă, dacă aia înainte când nu aveau, prin anul 1980, dădeau cu prafuri de alea să termine cu asta, voi fi în stare cu produsele de acum să țin, adică am pus o suprafață care pot să o țin sub control, să pot să o tratez imediat, adică să nu fie, dar... V-am spus, am făcut conturul solelor, nu a fost un atac așa de mare, iar nu a fost un atac așa de mare. Mă aștept ca la anul să fie un atac mare de rățișoară.
Ne așteptăm și pe porumb. A fost, dar porumbul n-am stat cu grijă pentru că am avut tratament. Deci da. N-am stat cu grijă, dar încheia solamentului, dacă nu pun și floare, și de mulți ani, și ce spune și domnul Pană și opozitorul, așa cu calcule exacte pe ani, într-adevăr mai faci producții decât la porumb și ești mai rentabil atunci pe floarea soarelui decât pe porumb dacă faci 4 tone. Deci ești mai rentabil. Acum depinde de la fermier la fermier, nu este tabu, nu se poate lua aceste bază. Și anul acesta a avut și un preț bun, sau are un preț bun, ca să fiu mai corect, poate probabil să mai crească prețul, e un preț bun. Deci la 3 tone poți să faci 6.000 de lei pe hectar, care înseamnă 1.000 și ceva de euro. Ce zic eu că este... Poate chiar 4 tone. Nu. Sau 4... Păi nu, eu am zis aia, eu totdeauna iau în calcul producțiile alea mai mici, nu le iau pe alea mari. Când vin alea mari, ne închinăm. Bine, Doamne, mai ales că avem tehnologia asta. Da, tehnologie. Deci care ne permite să facem o singură micinare. Acum suntem și jos. Noi vedem când recoltăm că arată frumos, capitolele sunt mari. Da. Zicem, Doamne, să nu vină, că și floarea a crescut înaltă, că a fost ploi. Și zic, să nu vină furtuni prea mari în care se poate să mai oculce. La floarea soarelui trebuie să... Acum, e problemă cu până pleacă, cu rățișoara, nu? Dar dacă îi faci un tratament foliar, scapă. Mai ai o problemă cu mana. Cu mana, dacă o controlezi și pe asta, gata, deci, ai scăpat. Nu mai se poate, nu mai cultivi floare fără să nu dai, să nu fii pregătit să tratezi. Da. Nu se mai poate. Dacă acum 15 ani, 16 ani nu tratam, acum nu. Dar nici nu aveam atâția dăunători și nici atâția boli. Nu mai poți. Deci dacă vrei să ai siguranța producției, ești nevoit să vii și să tratezi. Adică trebuie să mai faci și cheltuieli. În orice caz, nu sunt cheltuieli așa de mari, nici atât de îngrășăminte de multe ca la porumb. Deci dacă vrei să fac și experiență, să fac și comparația asta și chiar la rapiță. Apropo de rapiță, credeți că va crește suprafața cultivată cu rapiță? Pentru că anul ăsta a fost un preț foarte bun la rapiță. Și producții bune. Da. Oamenii au pus mai puțină față de anul trecut când a fost secetă și acum s-ar putea să fie o explozie văzând prețurile astea mari, producțiile bune. Cum credeți că se va desfășura? Așa se întâmplă, că în general noi românii nu, mergem, nu ținem pe asolament. Nu mergem pe asolament. Domnul Abin, se repetă ciclic. Da. Dacă merge varza, toată lumea pune în varză. Corect. Cu preț. Așa este. Preț bun sau preț foarte bun și producții bune. E și sigur va crește suprafața. Totul depinde acum cum va fi toamna. Că dacă august va fi ploios, ne-a spus că nu este ploios, vede, dar a văzut că și ce s-a semănat mai târziu și la început de septembrie, că anul trecut au fost ploi. Deci se răsare cultura. Deci sigur va crește suprafața. Sigur. Da. Bine, nu s-a trebuit să ținem cont și de faptul că n-a fost un atac puternic nici de Melighete, nici de Ceutorincus. A fost și mai ploios, umitate. A fost un an prielnic. În condițiile în care marea majoritate au semănat rapița în arătură, maxim în arătură, nu? În dis sau în arătură, dar nu prea a scarificat. Da. Că au fost costurile mari cu scarificarea și anul trecut secetă și au zis, dom'le, să mergem pe cheltuieli mici, minim, și vedem ce se întâmplă. Și în funcție de asta, și în condițiile... S-a dat și doze mici de îngrășăminte. Da. S-au semănat rapiță fără să dea îngrășăminte, să vedem ce răsare. Și tratamentul a mers pragmatic și un pic cu atenție. Da, atenție și s-a ținut în mână. Da. A fost și anul prienic, a fost anul bun. Iar după un an bun, fermierii sunt dispuși să investească mai mult în urmă. Care ba mai mult. Și atunci o să facă tehnologie mai bună. Știi ce? Te tentează și, bă, am făcut, păi ia să fac, cât am făcut? 4.000, ia pot să merg eu pe tehnologie să fac 4.500. Pentru că 500 de kilograme la 3 hectare se adună, sau 500 de mulții cu 2 lei și va fi 2 lei, 1 milioane. La atâtea hectare se adună, încep și faci și calcule, că aici... Nu, același lucru face calcule și ministerul, să zică, băi, ce facem cu oamenii ăștia cu subvențiile? Le dăm, noi să ne diminueze din subvenții, știți? Așa ar trebui și să fie foarte atenți, cum îi ajutăm, cum facem, ce se întâmplă cu motorina, a crescut prețul, crește suma aia care este alocată, că aia cu 1,5636, crește suma, pentru că în momentul în care a scăzut prețul la motorină anul trecut, a scăzut și prețul care se acorda ca și ajutor de stat, pe litru de motorină. Era 1,7389, o cifră din asta. Deci asta trebuie ținut, că altfel, vă dați seama, atunci cheltuielile noastre se duc aici în motorină.
se duc în motorină să faci lucrări și vă dați seama că anul ăsta faci lucrări, băi, dacă am făcut așa pe lucrări, cum zice domnul Pană, mai așa, mai ușurele, acum fac bine să, da, să fie terenul bine pregătit, că numai un teren bine pregătit îți dă și producții. Bine, și cu ceilalți fac, nu numai celelalte elemente ale tehnologiei, nu... Prețul motorinei a crescut mai mult decât înainte de pandemie. Exact. Este mai mult, mai mult. Mult, da, mai, da. Cu mult mai mult. Și asta în condițiile în care și banii ăștia pe motorină iei cu un an de întârziere. Aveți dreptate. Să ținem cont. Ieși cu un an. Cursul valutar se modifică tot timpul. Da. Inflația a crescut. Deci, cum să vă spun, ministerul trebuie să țină cont de factorii ăștia atunci când face... Ca să regleze. Da. Și dacă nu poți, că nu te lasă Bruxelles, că nu știu ce... Cuplează-le, domne, cu producția, subvențiile. Încearcă să dai mai multe cuplate de producție, nu? Adică da. Stimulează performanța. De ce să nu stimulezi performanța? Și atunci, dacă am, știu că dacă fac tehnologie și investesc mai mult, nu? Atunci iau și o subvenție mai mare. Dacă duc 5 tone la, în economie, iau o subvenție mai mare. Atunci bag mai mult. Ca să... Așa ar fi corect. Eu da. Cuplează-le de producție. Adică e singurul element care te determină să faci, să obții producție. Exact. Nu mai stă nimeni pe producție de subsistență, va face producție. Pentru că se vadă la vecinul. Și ăla care cu micuți, cu hectare puține și ăla cu hectare multe, băi, nu pot să facă. Uniunea Europeană nu vrea, ea vrea să uniformizeze niște, să uniformizeze țările, dar încearcă să-i ajute pe... De-aia e decuplată de producție, că se consideră ajutor de stat, ajutor european, dar ar trebui să cupleze cu producțiile. Problema este că România este un pericol, părerea mea, pentru Uniunea Europeană. E un mare producător. Dacă l-ai cuplat de producții și fermierii știu că iau subvenții mai mari, așa investesc mai mult în producție. Dacă investesc mai mult, practic România o să aibă producție globală, per total, națională, mai mare. Păi, da, dar și devine un jucător important în piață. Da, dar lucrurile sunt logice. Dacă face producție mai mare, nu sunt bani mai mulți care se duc la bugetul statului? Nu se duce cotizație mai mare și la Uniunea Europeană? Ne spune atunci, bă, aveți bani, aveți de unde plăti? Păi noi, cotizația la Uniunea Europeană este aceeași. Că dacă e stat membru, ai o cotizație. Problema este... Dacă ai producții mai mari, poți să fii un jucător important, cum am avut producțiile de porumb, nu? Acum 2 ani. Da. Care, mă rog, am bătut Franța, să zicem, care era numărul 1. Nu cred că se vrea ca România să facă producții foarte mari. Pentru că dacă se fac producții mari, nu, dacă, se deci, schimbă balanța comercială. Crește dacă exportul stai și te gândești, scade importul. Dumneavoastră aveți dreptate așa, nu se vrea. Și dacă adică balanța... obstrucție. Păi... Pe altfel ne-ar ajuta. Ce ar avea? De ce să ne pună piedici Bruxelles-ul? De ce să nu facem? Dacă îți dă bani, da, îmi dai niște bani, da? Lasă-mă pe mine să dirijez, că statul membru are și el posibilitatea să facă niște politici interne. Și dacă tu le faci care specifice condițiilor tale din România, nu văd cu ce încurcă mai mult din moment ce iau aceiași bani. Da? Adică sunt țări ale Uniunii Europene care nu iau bani, să zicem pe plăți directe, vă dau un exemplu, pe o singură agenție care să stea să se chinuie cu 800.000 de cereri, da? Și să muncească titanic, să facă tot felul de analize. Merg pe sistemul ăsta decentralizat, în funcție de regiune, gen galurile la noi, care sunt niște agenții mai mici și care ei își fac dinainte programul și zic așa, domne, anul ăsta vreau să investesc în non-agricol 100.000 de euro. Vă dau un exemplu. Gal Mostiștea, că e de la... Da. Știu, lăsați-mi cu galurile. Așa, are un buget. Sunsătul de galuri. Și zice atâta, vreau să bag în non-agricole. Da. 200.000, își face planul. 200.000 vreau să bag în utilaje. 300.000 vreau să bag în procesare. 100.000 în aia. Și după aia se duce și... Nu? Că asta este nevoie în regiunea lui. Păi zice, da, domne, știe cel mai bine ce în zona mea există utilaje. Nu mai duc bani în utilaje. Există aia. Nu există procesare. Nu există aia. Depozit. Una, alta. Și atunci fac specific. Și lasă să gestioneze 8 agenții, să zicem, mai corect, mici. Dar fiind... Care este șmecheria? Dacă am aceste galuri mai mari, să zic, la nivel național și am 8 pe euroregiune, da, fiecare își face planul cum vrea în funcție de specificul lui și banii se duc acolo unde trebuie și rentabilizează mai bine. Dar în felul ăsta îi și absorbe mai ușor de la Uniunea Europeană. Corect, da. De ce? Pentru că el are planul dinainte făcut, zice, mă duc cu asta și eu ca agenție deja am proiectul făcut. I-am luat și mă împart exact așa cum mi-am propus să noi și mult mai ușor. Decentralizez. Da. Da, păi pot să zic, domnule, eu în sud am nevoie, am legume, am nevoie să făcut o fabrică de procesare a legumelor, a roșilor, tomatelor. Bineînțeles. Poate cel că la covan are pentru cartofi. Exact. Păi da, asta și vorbeam. Sigur, nevoile sunt diferite. Da, diferite. Da, și atunci mult mai ușor. Și atunci... Ăla din regiune știe bine ce ar de făcut. Decizia acolo merge rapid,
gestionează bine banii și absorb fonduri, nu mai 3-4 milioane penalități. Că... Și se vede și mai ușor și poți fi tras la răspundere și mai ușor decât cei de una din toate. De ce credeți că sunt câteva țări, nu mai le dau numele, că mereu le-am repetat, care au ajuns la grad de absorpție și nu neapărat pe plăți directe. Pe pilonul 2. Au ajuns la 90%, 90 ceva la sută, nu? Iau toți banii. Numai noi nu reușim niciodată să... Da, să... Bine, să... asta și... Facem 75 măcar. Ne... Bun, haideți să luăm 10 secunde de publicitate și ne reîntoarcem la agricultură, la raport. Combaterea biologică este modul eficient și natural de control al dăunătorilor și bolilor din culturile dumneavoastră. Universal Group și Copert, parteneri cu natura. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Bun, vis-a-vis de noua politică agricolă comună, ce așteptări aveți? Pe mine mă întrebați primul? Tot eu asta, eu vă răspund. Deci, în primul rând sunt în perioada asta de tranziție, nu? De 2 ani. Și sunt deschise niște măsuri. Sper să se cheltuiască banii ăștia. Eu nu am nimic cu diaspora, nu am nimic cu nimeni, dar părerea mea era că dacă tot este o perioadă de tranziție, odată pe segmentul ăsta trebuia să se finanțeze proiectele deja aprobate în ultimile măsuri care au fost eligibile și nefinanțate. Pe noua politică agricolă comună, eu acum știți că se pune accent mare pe Green Deal, pe înverzire și pe să zicem culturi speciale. Dar sper ca noua politică agricolă comună să nu se pună plafonare la fermierii mari, da, că este un aspect extrem de important dacă vrem să ducem la PIB. Sper să-i ajute foarte bine pe fermierii, pe fermierii mici și mijlocii, dar în special pe aia mici, să îi financeze stimulativ pe 2-3, să se creeze grupuri mici de producători care să aibă 90% grant, 90% cu 10%, dacă vrem să-i facem performanți și să-și cumpere 2-3 utilaje împreună, cel puțin 3-4 fermieri mici. Și sper ca pe noua politică agricolă comună să se financeze irigațiile. Pentru că uitați-vă, suntem în an de precipitații bune și tot mai avem probleme cu anumite culturi sau cu anumite zone. Ministerul sau cei care se ocupă și gestionează agricultura României au uitat deja de sistemul de irigații. Mă rog, planul ăla care a fost dus acolo a fost făcut pe sistemul vechi. Nu, probabil că n-a venit cu ceva noutăți, dar de ce trebuie să facem lucruri, să inventăm apa caldă? Când putem să mergem în Portugalia să vedem ce sistem de irigație au, putem să mergem în alte țări în care sistemul de irigație funcționează și să implementăm metodul lor. De ce alții reușesc și noi nu? Că nu suntem, adică nu știm ce face concurența. Acolo e un sac de, e un coș de bani. Bun, v-am întrebat lucrul ăsta pentru că astăzi Ministerul Agriculturii a emis un comunicat de presă la ora 20-24 de minute care sună cam așa. MEADR a acordat mandat reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, da? Comitetul Special pentru Agricultură pentru îmbunătățirea textului regulamentului în baza căruia se va creiona Planul Național Strategic, astfel încât acesta să răspundă nevoilor și priorităților agriculturii românești. Cum vi se pare lucrul ăsta? Păi, eu vă spun un singur lucru. Vă rog. Dacă întrebați 100 de fermieri din România, nu o să știe să vă răspundă la problema asta, pentru că nu s-a făcut dezbatere publică. Sunteți de acord cu mine? Da, sunt de acord și aveți mare dreptate. Adică ce înseamnă tocmai asta? Asta eu vreau să că spun, nu fermierii nu își fac... Nu e transparent să nu se știe mai nimic. Noi suntem în beznă totală. Nu își fac fermierii politice. Nu, Planul și, Național Strategic trebuie făcut de fermieri. V-a spus, ăla e făcut, e un comunicat în care n-am înțeles nimic. I-a transferat la reprezentanța României să facă... Deci i-a transferat lui domnul Mihail Dumitru, nu? Ca să spun că e reprezentanța noastră acolo, parcă... Sau cine este? Achim Irimescu. Deci e, deci acolo pentru, adică nu se spune, domne, asta vine, 1, 2, 3, 4. E o chestiune generală, îmbrăcată frumos așa, în care știți cum e, cam poezia lui, cum era cu, e mie de vorbe goale, care nu spun absolut nimic. Deci îmi pare foarte rău. Adică nu este transparent, nu știm despre ce e vorba.
nu se știe, să se spune, să se dezbată ce-i cu înverzirea, ce-i cu cultură specială, tot să știm, să le dezbatem, să vedem, să le întoarcem și nu găsim, te uiți în stânga, te uiți în dreapta, citești colo, să găsești ceva, nu găsești nimic, e într-o secretomanie totală. Da, e bine că până la urmă, sau nu că până la urmă, e bine că au delegat, transferat decizia asta către fostul ministru Achim Irimescu? Da, e bine. Achim Irimescu este un profesionist. Știe cu ce se mănâncă. El vorbește acolo de la egal la egal cu ceilalți colegi din alte state membre. Are forța asta. Are experiență. Da, are experiență. Este un lucru bun. Dar până să se transfere asta, noi reclamăm, să zic așa, faptul că nu s-a făcut o dezbatere. Nu știm ce transfer. Adică când iei decizii de o asemenea importanță, aproape că trebuie să faci referendum. Întreabă și pe fermier, păi, da. Bă, vreți asta, nu vreți asta? Păi. Da? Că nu e așa de greu să... Dar părerea mea că nu s-a făcut dezbatere și că nu știu dacă chiar cele mai bune soluții. Eu sunt sceptic pentru că domnul Achim Irimescu era pentru plafonare, știți? Am rezerva asta, l-am audiat de mai multe ori, am fost și la o discuție comună cu dânsul, cu mai mulți fermieri și tot am întrebat și aveam și atunci reținerea asta și am spus că știți că o fi, că o păți, adică nu s-a spus tranșant. Nu, noi ne luptăm până la ultima picătură de sânge să nu se plafoneze. Nu o să fie plafonare, o să fie redistribuire. Da, dacă e redistribuire, și să știm și noi, era ca în Caragiale, să spună ce înseamnă, cum se petrece ea, că nu ne trezim că e redistribuire, ne trezim că acum, că nu știu de ce nu funcționează, sau nu a fost finanțată măsura 17.1 cu asigurările. Că va fi la sfârșitul lunii, că era la sfârșitul lunii iunie, că acum e la sfârșitul lunii iulie, mâine, poimine, și o să ne trezim toți o să le blocăm toate calculatoarele cu transmiterea datelor pentru a depune dosarele pentru... Și sunt niște bani, să știți că se adună, aproape sunt 600-700 de milioane pe culturile de asigurarea culturilor din toamnă și cele de primăvară. Deci, plus că dacă nu funcționează, nu se mai asigură fermierii. Da, da, dacă și o să la oameni ne plângem că de ce nu se asigură fermierii. Păi dacă, cum să se asigure, mă, dacă tu nu-i dai? Trebuia să înceapă de martie. Ce să-i, v-am spus cum, eu nu pricep niciodată. De ce trebuie o hotărâre de guvern pentru motorină, pentru aia, că zicea domnul Pană și zicea bine că trece aproape un an de zile. De ce trebuie, a fost an bugetar, păi s-a aprobat bugetul, păi nu mi-am prevăzut și eu pe trimestru 1, 2 și 3, măcar pe alea le prevedeam și rămâneam cu 4 în aer. Deci se dă hotărâre de guvern până se dă, până se aplică, până îi dă drumul, până nu știu ce, mai trec încă vreo, era să zic mai mulți ani, dar mai trec câteva luni. Bun. Domnilor, am ajuns la final. Câte 30 de secunde pentru fiecare dintre dumneavoastră o concluzie. Domnul Pană. Dom'le, concluzia este că fermierii știu să-și facă treaba, deci am avut un an relativ bun, de ce să nu recunoaștem după un an 2020 prost, prețurile sunt bune, fermierii să nu se grăbească să-și vândă producțiile, să negocieze bine prețurile, pentru că tendința este în creștere. Și, cum să vă spun, să se unească, domnule, deci trebuie neapărat să găsească soluții în care să devină o forță, pentru că fără asociere, vedeți și dumneavoastră, pierdem teren. Și pe partea de subvenții, și pe partea de asigurări, și pe partea de motorină, și prețurile au crescut exagerat, nu, la îngrășăminte. Deci, lucrurile nu sunt simple deloc. Irigațiile nu au mai continuat. Deci, părerea mea este că fermierii trebuie să se lupte pentru înființarea camerelor agricole. Asta este părerea mea. Domnul Anghel. Eu zic că Ministerul Agriculturii se implice mult mai mult. Domnul ministru și ministrul secretar de stat să se implice mult mai mult și să nu se mai ducă numai la fermierii care fac parte dintr-un partid, să se ducă la ceilalți, că ai lor o să respecte linia, să vină la noi ceilalți, pentru că noi vrem binele agriculturii românești. Și vreau să nu se adeverească prezicerea domnului Daniel, că nu plouă. Bun. Mulțumesc mult de tot pentru prezența invitațiilor. Mulțumesc publicului telespectator. Ne revedem luni seară într-o nouă ediție de Agricultura la Raport. Până atunci, sănătate multă, să auzim de bine.